Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM. Voi vorbi despre viața mea, despre binele de care am avut parte, chiar în timpuri grele, pentru că sunt un om care știe să fie fericit, chiar atunci când nu are de ce. Am avut o viață plină de aventuri, am vrut să devin actriță și iată că o închei apărând pe scena Teatrului Național. De fapt, veți apărea în fața publicului la Teatrul Național București, spunându-le oamenilor cum nu ați ajuns actriță. Oh, da, sigur, cu asta voi începe. Domnul Radu Beliganu, fără voia dânsului, a fost pus în situația de a-mi tăia cu foarfeca cea mai roșie și frumoasă panglică din viața mea. Eu am vrut să devin actriță. Am dat examen la teatru când aveam 17 ani jumate. Președintele jurului era marele actor Radu Beligan, iar în juriu se afla Clodi Bertolam, adică numai foarte mari somități ale teatrului, și m-am pregătit cu o poezie total nepotrivită pentru temperamentul meu și pentru firea mea, de George Coșbuc, în care mă văicăream într-un registru extrem de patetic și nu mi se potrivea deloc. Dar nu am putut să-l înduplec pe domnul Radu Beligan, care a rămas foarte tare pe poziție, spunând că un om care are o dicție atât de imposibilă nu o să poată deveni niciodată actor. Deci am căzut cu brio, m-am dus frumușel, puțin cam tristă, dar mi-a trecut peste o săptămână la Facultatea de Filologie și am devenit poet. Probabil că e un avantaj, pentru că am impresia că totuși ca poet poți să ai o carieră mai lungă. Și dacă acum am 85 de ani, cine știe, poate mai scot până la moarte vreo 5 cări, ce nu e de colo. Mulți înainte de aceea și confesiunea dumneavoastră se numește Domnul Beligan e de vină că am devenit poet. Exact. Duminică, pentru că această confesiune, cum o numiți dumneavoastră, va veni după Dragobete. Dacă aveți de gând să le vorbiți spectatorilor dumneavoastră de la TNV și despre dragoste. O, Doamne, mie mi se pare că arta este suprema și singura expresie a iubirii. Și atunci vă dați seama cât de mult iubesc eu iubirea. Și jur că voi vorbi și despre iubire. Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM.